Iar în continuare vorbim despre un elev de clasa a 7-a din Vâlcea, care este acuzat că a obligat mai mulți copii de clasa a 3-a să mimeze acte sexuale. I-a înregistrat apoi și i-a supus mai multor abuzuri. Polițiștii au deschis o anchetă după ce mai mulți părinți au depus reclamații. Elevul este cunoscut pentru comportamentul său agresiv. În urmă cu doar câteva luni și-a înjunghiat un alt coleg de clasă chiar în incinta școlii. Scenele revoltătoare au avut loc la Colegiul Național Matei Basarab din Vâlcea, unde elevul de clasa a 7-a, fiul unui cunoscut afacerist din domeniul construcțiilor, ar fi obligat mai mulți copii de clasa a 3-a să mimeze acte sexuale. Nu putem vorbi despre niște măsuri, deoarece, după cum știți, legislația școlară impune anumite etape de identificare a faptelor, dacă faptele au fost săvârșite, de cine au fost săvârșite și în ce context. În momentul actual am declanșat operațiunea de anchetare internă. Școala noastră regretă cele întâmplate. Toleranța la violență este zero. În urma reclamațiilor făcute de părinți și polițiștii au deschis o anchetă. Polițiștii Biroului Siguranță Școlară s-au sesizat din oficiu și efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de corpere sexuală a minorilor, sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Râmnicu Vâlcea. Elevul este cunoscut cu probleme. În urmă cu câteva luni și-a înjunghiat un alt coleg de clasă chiar în incinta școlii. Părinții au anunțat că vor protesta în fața colegiului dacă nu vor fi luate măsuri.